Slatina a intrat în rândul orașelor în care autoritățile au ales să impulsioneze vaccinarea prin înființarea de centre de tip drive-thru. Îi invităm pe toți locuitorii Slatinei și nu numai, atât în mașină cât și pe cei care nu au mașină, poate să vină și cei care nu au mașină și nu vor să se ducă la cele trei centre de vaccinare de la Liceul Agricol, poate să vină aici să se vaccineze începând cu ora 2 până la ora 9 în fiecare zi. Oamenii s-au arătat încântați de ideea autorităților de a le oferi șansa să se imunizeze fără prea multă bătaie de cap. Ați venit pentru? Pentru vaccinare. Să mă vaccinez, așa trebuie. Ai mei s-au vaccinat, trebuie să mă vaccinez și eu. Să fim toți egal. Ce vaccin alegeți? Cred că Johnson & Johnson sau AstraZeneca. Ce consideră atunci? Cum vi se pare această inițiativă a autorităților? Mi se pare foarte bună, da. Mi se pare foarte bună. Eu am venit de afară și afară nu se permite vaccinarea la liber. Ce vaccin alegeți? Johnson & Johnson, pentru că nu, prin prisma jobului nu pot să vin să fac și rapelul la 20 de zile. Eu lucrez în Europa. Felicitări primăriei municipiului Slatina, Direcției de Sănătate Publică și autorităților locale care s-au ocupat de această inițiativă. Într-adevăr, una benefică, ne poate întoarce la o viață normală. Autoritățile dau asigurări că există vaccinuri suficiente pentru ca toți cei interesați să se imunizeze. Avem doze suficiente în depozitul DSP, sunt doze suficiente la depozitul regional din Craiova, deci nu avem o problemă în a asigura și dacă am avea 1000 de cetățeni care doresc să se vaccineze în următoarele 24 de ore pe acest centru, nu cred că avem, adică sigur nu avem probleme de a asigura vaccinul. În weekendul viitor se va deschide pentru 3 zile la Teatrul Național din Caracal un centru de vaccinare care va funcționa 24 de ore din 24. Cei care se vor imuniza aici vor primi un voucher gratuit la primul spectacol organizat în municipiu de la debutul pandemiei.